rog să ne spui cum a fost emoții. Am avut emoții, dar am încercat să trec peste ele. Am încercat să îmi aduc aportul la echipă cât pot la momentul acesta, că totuși e primul meci, noua mea echipă. Încerc să mă integrez cât mai repede, să mă simt cu fetele la pase, la tot ce și în apărare, tot ce ține de joc. Cum ți s-a părut publicul? Extraordinar. Am văzut și înainte meciurile HCM-ului și am văzut că publicul este extraordinar, face o atmosferă fantastică și astăzi am simțit-o foarte, foarte bine în teren. Ne-au susținut în fiecare minut. Ce să spun? Am încercat să facem față unei echipe puternice și valoroase. Atât am putut, am făcut multe greșeli. Concluziile despre jocul nostru o să le tragem, nu știu, zilele astea și să vedem ce avem de făcut pentru următoarele meciuri și poate că am putut azi. Ce șanse crezi că mai are Deva de a intra în play-off? Nu știu, șansele matematice, eu mi-aș dori ca să lăsăm calculele deoparte și să ieșim după fiecare meci cu mulțumirea că am făcut tot ce se poate. Cred că asta este mult mai important. Eu tocmai le-am spus la fete în vestiar acum că a fost un examen nereușit. Eu îl consider un examen care mergi și îl dai la facultate într-o sesiune și este un examen care a fost nereușit. Am jucat puțin crispat, puțin fără vlagă, puțin fără putere, fără așa, încercând să ținem cât mai mult mingea la noi. Dar n-am știut să profităm și de momentele când trebuia să accelerăm jocul, să apăsăm pe pedal de accelerație ca să putem să fructificăm. Adică n-a mai fost Deva din jocurile anterioare în care Deva a arătat, v-a dus și la televizor, o altă putere de luptă și o altă treabă. Bine, acum, sigur că și adversarul este adversar, este HCM Baia Mare, nu este alți adversari din Liga Națională. Dar cred că se putea și mai mult. Parcă ne-a apăsat puțin, deși le-am atras atenția, sala din Baia Mare. Dacă tot a început, a terminat domn profesor cu lucrul ăsta, pentru noi este un atu și Alice a văzut lucrul ăsta la primul meci a ei în culorile HCM-ului. Carmen, din păcate, a simțit-o ca adversar. În momentul în care noi jucăm în Baia Mare, jucăm de obicei 8 contra 7, pentru că publicul este tot timpul aproape de noi și pune foarte mare presiune pe echipele adverse, provocându-le sau să greșească și atunci noi speculăm lucrul ăsta. A fost un meci greu, cred că cel mai greu meci din 2014, cu o echipă care a avut 3 victorii, a avut un șir de victorii acum la sfârșit și cel mai important al lor e cu Brașovul de acasă. O echipă care oricum arată altceva față de ce a jucat anul trecut. Și după părerea mea e una dintre echipele care ar merita să fie în 1-6. Mi-aș dori din tot sufletul să fie acolo pentru că au multe jucătoare valoroase. Cât privește evoluția fetelor, am început mai ușor, n-am reușit să facem o apărare agresivă 3-2-1, am schimbat din mers. Mă bucur că am reușit să luăm mingi cât mai ușor în faza de apărare. Din păcate, Paula s-a accidentat. Sperăm că e ușor, o contractură musculară și n-am forțat. Dar Biții și-a făcut cu cetățeanul și-a făcut cu prisosință datoria și asta demonstrează că oricare dintre cei 3 portari la ora actuală intră în poartă, valorile sunt foarte apropiate. În rest, așa cum am obișnuit pe toată lumea și cum le-am obișnuit și pe fete, dau șansa fiecăruia să joace mai mult sau mai puțin în aproximativ toate meciurile care s-au disputat până acum. Mă bucur că au avut realizări aproape toată lumea și sperăm ca etapa viitoare la jocul cu CSM să mai, pe lângă fetele care sunt astăzi, să putem avea și pe Melinda Geiger, ca să jucăm cât mai bine acolo și să venim cu o victorie din București.